Salutare, dragi tovarăși, ăsta văd că a îngropat pe cineva, trevăra nostru, și bine ați dat click la un nou videoclip. Astăzi mai jucăm niște GTA 5. Bă, dar... Ok, aici e lopata, nu pot să iau? Văd că nu. Ok. Hai să luăm mașina, să mai facem misiuni cu ăsta. Cred că am vrut să zic misiuni prima dată. Unii claxonează pe afară, nu știu de ce. Hai să vedem ce avem și noi pe aici pe hartă. Păi hai aici, fac și o misiune la Trevor, deci fix acasă la el. De ce presimt că o să am parte din nou de ceva scenă de babardeală, dar dau încolo. Bine, naibii, că n-am făcut live când l-am deblocat pe Trevor, că altfel îmi lua mare strike. Și așa am un strike pentru tutorialul la Collection Mirelesu. Curse nu fac, curse nu-mi plac cursele. Am crezut prima dată că e o scară din WWE aia. Văd că m-a și demagit. Putea lua HP de undeva să-mi refac. E, mă rog. Asta că eu iau pe câmp. Și era culmea să iau singurul obstacol de pe drum fix pe ăla să-l nimeresc. E, ce ziceam adineauri? Sunt un șofer foarte bun, după cum puteți observa. În fine. Hai, dă-i tare, dă-i tare, dă-i înainte, du-te, du-te, du-te. Uite și tatoși și... Ia să vedem ce... Tu soare putem pune lui Trevor. Hai că am parcat binișor. Ia să vedem. Ce ne putem pune aici la frizer? Hai că am dărâmat și ăla. Hai, frizerule, pune ne păr în cap. What do you have in mind? Ah, mai prinde hairstyles. Hai să vedem. Stai, așa îl întorc, ok. Hai, pune-ne niște păr în cap că mai nou tehnologiile din GTA se pare că au inventat un, cred că implant de păr, s-ar numi ăsta. Mișto gen cum îți bagă ăștia păr, în plus ia și bărbi. Hai, îl facem direct popă. Bă, dar ne văd că ne dă o grămadă de bani. Faza e că eu nu văd acolo câți bani sunt, că am FPS-urile, am faza că mi-arată așa, ok? Come back anytime. Gata, l-am făcut și pe Trevor aici, că pare mai rău. Ok, yes, hai. Să plecăm de aici. Dăm încoace ultra vehiculul lui Trevor. Să vezi că nici nu mai pornește acum. Hai că un far mai merge măcar. Farul Constanța. Hai, du-te, du-te, du-te. Opa. A, am fost pe aproape cu parcarea aia. Și acum nu mai mi arată misiunea aici. Am mă, serios, mi-a arătat la tă acolo ceva și... Sau numai că-i casa lui mi-arată. Hai să intru un pic să văd ce pe aici. A, uite, hai că am găsit așa pe aici, e bine? E zici prin casa lui ăsta. Gogoașă. Dar nu pot lua obiecte pe jos ca în GTA 4, văd că nu. Ia ce ce aici? Stai mă că mi-ar... Oprești nebi TV-ul. Așa. Asta-i frigiderul lui, dar văd că nu-l pot deschide. Aici face ăsta duș. Mamă, dai văd și... Doamne, ce e acasă la ăsta. Ia uite și tu. Change clothes. Ia mă, ce haine mai am pe aici. Ne. Uite ăștia așa mai jegoși. Veste de vânător. Ok, că am schimbat și pantalonul lui Trevor, l-am mai customizat puțin. Hai să luăm super autovehicul acesta și să plecăm de aici. Mișto viața la țară aici, n-am ce zice. Ok. Hai să mergem la asta. Nu știu cât o avea jocul ăsta până-l... Voi ajunge eu la final lui, deja am stricat vreo 4 minute din el. Mi-a intrat sau... A, crezi că s-au reparat farurile. A, uite și un gun store. Hai să-mi iau și niște arme de la gun store. Ammunition. Gun shop. Mă rog.
Uite câinele ce fuge pe acolo. Oh god, no. Hai să vedem. Ce avem noi aici? You know, deci, I haven't had a day off in 6 years. Hai să fac pistol de ăsta șmecher. De ăsta așa. Nu ăsta, ăsta așa. Dacă tot avem bani și ne permitem să-i stricăm. Ok, hai că avem munții destulă. Ce sta? Ok. Grenade. N-astea văd că nu am. Cuțit. Hai că o să-mi trebuiască de ăsta. Se merge. Dă-ne gloanțe. Ok. Shotgun, da. AK-47, ăsta e preferatul meu. Deci ce avem aici? Carabin rifle, assault rifle. Da, mă, cu acea cau. I thought firearms were supposed to be recession proof. But I've been hit pretty hard. Bun, și ce mai e? Deci sniper-e, nu? Ba, am deja ca nu mai trebuie așa. Vintage pistol. Iau pistol vintage, ne am deja pistolul ăla. Special carabine. Hai mai bine iau pe asta. Ah, câți bani în consum. Așa. Și hai să-mi iau și grenade la un... Ia mai un pistol acolo. SNS pistol, ok. As you can see, business is slow. Stai, mă, nu... Eu am dat pe minigun, bravo mie. I can't believe I'm even allowed to sell these. Flash. Gat, bun. Și o armură să mai iau. Cea mai scumpă pe aia sau 15.000, 25.000. Ok. I think that you made the right choice. Puse o bere. Am să haine pe aici. Ok, hai că ne-am pregătit de război. Nu prea mai avem nici... Iau chiar de soare. Gata, hai să plecăm de aici. Ce misiuni ori mai da ăștia? Deci eu am petrecut aproape 10 minute numai ca să mi-l mai aranjez pe Trevor. Bravo mie. Ia și mai văd că mai e și un magazin de haine în partea aia, dar dă-l încolo. Ia uite, auză pulția cum trece pe acolo. Hai, du-te Trevor, du-te. Deși, nu știu, nu prea are farmec la genul ăsta de om să umble cu arme de-astea cu... PAC ce-am luat pisica! Ce vreau să zic, nu prea... Nu știu, reprezintă pe ăsta arme cu amortizori și toate cele, dar... Adică ăsta mai țăran, dar dă un col de treabă. Uite, doi pletoși, tentative de pletoși. What? Come on! My throat's dry as a motherfucker. Why? Is your mother dry when you're... What the fuck is that, huh? Nothing. Well, it didn't sound like nothing, alright? It didn't seem like nothing. I don't think... That it was nothing. I didn't mean nothing by it, old man. Old man? Old man! Fuck you, you creepy old motherfucker. That's right. I said it. Creepy. Old. Motherfucker! Fuck! Pun în gură ce i-a dat. Jesus. Huh? No, come on.
What? Sorry, now, where sorry, were we on, exactly, get up, huh? Get up. Oh, I'm sorry, man. We're help sorry. Me. Help! There's a guy with a gun! Ok, văd că Trevor are dracu, hai mă vină cu atu. Ba, ai și muzică de-aia șmechere pe fundal, ok. Deși cred că o să mă omoare explozia aia. You couldn't keep your mouth shut, could ya? Hai că o să bubă aia de acolo. Ia dă-mi cu un first person. Unde e vreo, că nu-l găsesc pe tastatură. Așa. Da, dar e nasol first person în CTA. N-a bubuit ăla, ba da, a bubuit. You want redneck? Oh, I'll give you redneck. Wow, și de aici am făceam eu muniție. A trebuit să mă duc eu să cumpăr. Nobody talks about my mother. Deci dacă dau headshot, bagă muzicuța de aia, am înțeles. Ok, au trecut lui Trevor Draci. Ia mă. Asta era mult, am crezut că asta era mult. Ia calcă pe cap. Hai mă, nu pot să calc pe cap. Ia asta dă coate. Ok, văd că nu-i pot să calc pe ăștia pe cap. Trebuie pe ăsta. Ok, am făcut aici misiunea de mașina aici. Unde am parcat mașina, că nici nu știu. E mai în față? Ai în parcare acolo, am înțeles. Ok, hai că Trevor văd că are draci. Mai facem o misiune. Azi ne poate nu mai îmi dispare acum misiunea de acolo. Bagă viteză. Hai că mișto faza asta cum de Trevor se enervează. Îmi place. Opa, ăla era cu ATV, mișto. Ați o zonă liniștită pe aici, așa cald. N-ai stres cu frigul, nu-ți trebuie lemne de căldură sau factură la gaz, depinde pe un... ce condiții ai. Ne, nu fac culpa asta așa, mai merg un pic și după aia fac la dreapta. Mai merg încă o dată, hai. Și încă o dată, nu la asta la, a, sau așa direct. Vreau că mai scurtam din drum, dar mare brânză. Ce naiba am lovit? Bolovanul ăla frumos, se uitam la radar și intru un bolovan. Ok, văd că ăsta-i pe gea... jantă, așa, nu geantă. Ia să vedem ce avem noi pe aici. Ce vrem, mă? Hai. They were here for you. Here for you. Who was here? Them bikers. After you killed Johnny Kay? And they damaged my stuff, huh? They smashed. Ne devasta casa, ok. Hai, dar după motocicliști. Go to Sandy Shore's airfield, check it out. Se mortu ca cu mădula ammunition. Da, bă, ce am fost alineauri. Perfect. Nostradamus, gata, am știut la ce să mă aștept. I'll come in your ear when I get a hold of you. Mai cumpăr o armură, căci cam de atât aș mai avea nevoie. Stai, ce a zis? Sniper rifle? Hai că-mi place cum sună. Melvin, how you feel about brand synergy, huh? TP Industries, ammunition. Armură. Good, because you're about to make a corporate gift of a... That's the rifle I need. She'll do nicely.
You got a scope and a suppressor for this? Okay, there's the scope. Get that look off your face. I know you sold Cletus his gun and he ain't got three brain cells. Asta e mișto, gata. Ne-am luat și sniper, hai să mergem. Bun, du-te la ATV, hai că mai... Pe F, ok, nu pe... Ok, hai, dă-i tare cu ATV-ul. Go to run, hai de la run. Ma, cum e asta curbele. Ia cu eu pe câmp, că-s mai șmecher. Opa! Ia semnul. Ține băra la cuet, poate venea cu CFR-ul și mă izbea. Păi ce repede am ajuns așa. We're gonna wait till the right time and appropriate them. I'm up here. I don't see the hardware, but I do see a hell of a lot of bikers. Bro, că trebuie să mă duc sus de tot. Hardware's not here yet. I'm coming up. We gotta wait till you can slip in there unnoticed. Should give you the time to plan a route. Și trebuie să-i snipăresc pe fraiere, am înțeles. Enough waiting. This is your moment, Ronald. Whenever you get a doubt in your mind, I want you to remember that I am watching you through the scope of a high-powered rifle. Right, Trevor. Right, right. Got it. Now, relax. The ATV can only take you so far. Park it and don't let them spot you. Can you see me, Trevor? Here, by the road. You wouldn't believe this, Ron. One of these assholes is having a seizure or something. That's me! That's me! Don't shoot! Auzi alarma. Well, get a move on! I'm moving! Just keep me covered, okay? Ok, trebuie să-l acopăr pe fraierul ăsta. Walking like you shat yourself. Move! Shit! I hear an engine! They're gonna see that guy you shot! Quick, shoot out the lights on the tower above him! Please, just get him out! Unde e lumina? Ah, ok, acolo una. Care turn? Luminile astea să le sparg sau care? Au fost alertați. Bă, care lumini? Că asta n-am înțeles eu. Ce lumini trebuie să-mi pușc? Retry, haide. The ATV can only take you so far. Park it. Cred că astea două. Vă că sunt și astea. Nu cred că ai ceva de... Dacă le... Spar de acum, nu? You wouldn't believe this, Ron. One of these assholes is having a seizure or something. Ok, mai sunt lumini, văd că mai sunt pe acolo, dar n-am ce să văd. Well, get a move on. I'm moving. Just keep me covered, okay? Hai mă, că te țin acoperi, du-te drept. There's a guard standing under the control tower. Good kill, Trevor. Hurry it up, Ronnie. You can relax because lights are out already. Good. Well, da, luminile trebuie să le împușc. Okay? Deci după ce iese să le împușc, ok. Ba, cât zoom am pe sniper ăsta. Acum e întuneric și nu vede cadavrul, probabil. Fire.
what he's up to. I think he's just calling the dead guy. You can erase him now. He's out of the van now. Do him. If the man wants to pay his respects, I ain't one to cut that short. You should have seen the look on his face. Wait. A guy came out of the control tower. Get him quick. Che mai non torna. Unde-i, mă? This ain't a joke. He's gotta go. Unde? Că nu-l văd. He's gonna see us. De ce eu nu-l văd? He's gotta go. You gonna take him? Aha. This ain't a joke. Hai că l-am văzut. Oh no! Bottom of the tower. Another guy's on his way. He's down there, amongst the bodies. Okay, I'll get to him. Clean shot, Trev. There's another guy at the top of the tower. He's probably looking for his buddy. He's gonna see us. În cur l-am împușcat. Get your sights back on me, Trev! I'm scared! Get your sights on me, man! I can't move till I'm covered! I got you in my sights, so get a move on and plant that bomb on the gas tank! I'm on it, but there's a guy coming out of that building, I think. I can hear him. Shoot! The guy had a buddy in the building! He's coming out! Hai că l-am delit pe ăla la fix. Hai uite și pune bomba și fugi. Nu, tot este încă. Just keep a lookout. And whatever you do, don't hit the tank. Please, man. Ok. He's gonna get me before I finish. He sees me. He sees me, Trevor. A bolt from the blue. Can you hear that? Chopper, incoming. Always hated that chopper. Just fucking drive, you're bikers. It's looking for us, T. De elicopterul ăla n-ai bine. Guns when they got tactical superiority. If I hit the chopper, everyone's gonna know we're here. Try and hit the pilot when he's settled. They might think he crashed. Might they? They might. Pac, hai că l-am luat. Au căzut și fraierul ăla. Bun, hai să mergem acolo, pică și elicopterul. Du-te, Trevor! Hai mă, pune-te mă la cover. Aha, deci așa era. AK, bun, dăm cu AK-ul. Vă că vin ăștia. Ok, out. Și mai unul. Hai că vin, hai că vin. Bă, sper că nu mă pui să pilotez. Am scuipat și pe ecran, bă. Bă, ăsta nu-i sănătos. Dacă aici să nu trag ghesne, copil. Ok, abu puita la e bine.
Ia, mai vin și mașini acum. Dă-i. Bă, dar ce stai tâmpit cum stai acolo pe ăla? A, nu pot să schimb arma, ok. A, crezut că a luat foc avionul, perfect. Bă, dar ce mișto-i trebuie, uite-și tu cum stai așa, stă pe... Pari, pe avionul, nu-i fără nicio problemă. Ok, ăsta a luat avionul și s-a dus. Nu, nu mă pune să pilotez trăițear. Ok, W. Well, the man on my wing presents no immediate danger. I'll do my best to oblige you. Aoleu, nu. Shit, Trevor, you can't get him off. So, așa. There's only two places this kind of. Du-te sus, nu. Sunt un pilot excepțional, după cum vedeți. Nici nu văd tastele pentru nericul ăsta. Retry, don't call the treabă. Nu așa. Bă, pe ce dracu m-a apăsat, bă, de m-am dus în jos? Stai că trebuie să țin tastatura în brațe. Deci nu. Bă, doi cred că trebuia să apăs. Pe cine m-am apăsat eu? Deci 8, nu. 2, nu. Așa. The guy who's taking receipt of these guns is in a boat just off the coast. Jos, mă, de aici. There's a biker on your wing, Trevor. I am aware of this. Well, you gotta get him off. Do a roll or something. Oh, there he goes. Fine. I feel safe. So, who might this buyer be? No. There's only two places this kind of hardware is gonna go. Bă, drăguț că te învață cum să pilotezi. Up north to our Canadian cousins, where the lost were likely to be sending them. Ok, deci așa iau curbele și așa echilibrez. Doamne, dar eu urăsc să pilotez în jocuri, și în Battlefield, și în orice. De ce presim că tot o să pierd controlul? Trebuia să mă bag acum pe sub pod, dar nu mai risc. Unde mă pune asta să merg? Nu știu. Bine, naibii că în jocul ăsta pot să dau de unde am progresul până la misiune, nu trebuie să iau de la capăt. Ca și jucabil, e foarte jucabil jocul ăsta. Și chiar ușor. Să nu fiu luat de armată, ok. Nu! Bun, hai că am dat skip până la urmă că m-am plictisit. I think that was adequate restitution for my impotent rage statue. That was a mighty fine statue. Deci you can now purchase various proprietăți true in San Andreas. Deci să cumpăr proprietăți, ok. Business, pardon. Da, n-am chef. Ok, am înțeles, dar n-am treabă cu astea, nu prea îmi pasă. Eu vreau să fac story-ul, nu chestiile secundare. Ok, misiune făcută, o să am ceva de tăiat din clipul ăsta, că o să iasă cam lung. Păi eu închei aici atunci, sper că v-a plăcut. Ok, am dărâmat tabla asta, văd. Deci saci de gunoaie. Deci ce vreau...
Ok, gata, lasă-mă în pace, m-am plictisit. Nu știu dacă dau cu pumnul ăsta ce se întâmplă. Văd că nimic. Ok, hai că eu închei aici. Sper că v-a plăcut. Vechea poveste, dați câte un cap în gură. Butonul de mai jos. Și cam atât. Până data viitoare, ciao-les.